doamnelor și domnilor, una dintre cele mai frumoase femei din România, Andreea Raicu! Hello! Bună, Andreea! Bună, frumoasă! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Te pupăm! Cu mare drag! Bine ai venit pe la noi, ce bine arăți. Mulțumesc, v-am și cadouri. Asta este pentru tine agenda fericirii, că nu poți începe anul sau să... Da. Asta este pentru partenerele voastre. Asta e agenda tristeții. Fericirii pentru voi. Ce mișto. Mulțumim tare mult. Păi și ce fac? Drag. Scriu în ea în fiecare le dai zi? Soție. Nu, te ajută, te ajută să... E, în general, e pentru femei, dar dacă vrei să o folosești, tu poți. Mi se pare foarte tare. Prioritățile zilei, să-mi detect de la început intenția zilei, ce nevoie ai azi. Vezi că gata, el vezi că este și ce face dimineața când meditez. Asta faci dimineața? Da, eu fac cu dispensa, dar... Da. Foarte frumos. Mă povestesc eu, mă duc să scriu în agenda, vă pup, vă las, mulțumesc. Andreea, te invităm pe canapea. La canapea, să luăm puțin loc și, în primul rând, să-ți spunem din nou că arăți absolut fabulos, Andreea. Mulțumesc foarte mult. Și evident că toată lumea se întreabă cum faci asta, Lili ne-a nebunit. Lili sigur știe, pentru că și ea face același lucru, pentru că și ea arată minunat. Cam acolo, îți mulțumesc, Andreea. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp și cam asta a fost filozofia noastră de viață și cumva am încercat să ne menținem. Mai bună filozofie de viață, ce să zic. Adică da, ne iese, acum să-i lăsăm pe ei să ne... Nu facem. A, da, frumos, eu am vrut să am puțin modestie așa, dar să mă laud de ei. Ideea este că este o filozofie de viață pe care tu o aplici în viața ta și cumva ești o sursă de inspirație pentru foarte multe femei de la noi din țară. Și da, abia aștept să discutăm un pic despre asta, dar înainte... Înainte, pentru că astăzi este 24 februarie, spune-ne și nouă, Andreea, cum arată pentru tine ziua de dragobete? Nu cred că arată diferit față de, arată față de cum arată celelalte. Nimic special, vreo infuzie de dragoste, inimioare. Am infuzie de dragoste în fiecare zi, să știi. Gata, te-a liniștit, Bogdan. Am înțeles. Deci, pentru okay. Că, nu știu, eu cred că dragostea trebuie să fie sărbătorită oricând. Cu toții credem, dragă, dar ideea e că se întâmplă să mai și sărbătorim în zile speciale ca asta. Că nu, e obositor să sărbătorești chiar în fiecare zi. Păi adică să te bucuri de dragoste în fiecare zi, nu neapărat într-un moment special. Dar ce înseamnă un gest romantic pentru tine? Nu știu, sunt foarte multe lucruri. Știi cum, cred că contează foarte mult și momentul în care se întâmplă lucrul respectiv. Tot lumea a zis, nu? Da. Să intervin sau te mai las un pic să... Să se chinuie. Vezi că Andreea a făcut hap și facem gata, altfel. Care este cel mai romantic gest pe care l-a făcut cineva vreodată pentru tine? Ha! Ha! Eu aș fi întrebat pe care l-a făcut ea pentru cineva. Dar acum, hai, ai zis bine. Nu mai știu. Adică mi-e foarte greu să fac un clasament al lucrurilor. Mi-e foarte greu. A venit după tine 1000 de kilometri. Ba, a venit și după mine 1000 de kilometri. Ți-a gătit ceva spectaculos. Mi-a gătit ceva spectaculos. A construit ceva cu propriile mâini. Cel mai mare bucătă? Nu prea. Nu, asta nu. Mașină? Nu. Eu încerc. Casă? Nu, am făcut-o eu casă. Deci ai făcut-o tu? Da. Asta e un gest romantic pe care l-ai făcut-o pentru, pentru tine. Pentru mine. Practic. Am înțeles. Ok. Eu sunt... Mai întâi trebuie să faci pentru tine, ca să înțelegi ce înseamnă dragostea pentru tine, ca după aia să poți să primești de la ceilalți. Că dacă nu dai de la tine pentru tine, nu, când îți dă cineva dragoste, nu înțelegi ce vrea omul ăsta de la tine. Ori mă plictisește, ori mă... Știi cum sunt multe femei? Eu, să știi că am găsit chiar aici exact ce zici, scuze-mă că te întrerup, la luna iunie. Tratează-te cu blândețe. Este exact ce zici. Și asta citeam adineori. Ai grijă de corpul tău. De la programul de somn, la ce alegi să mănânci și felul în care crești rezistența prin exerciții fizice. E foarte fain. Eu m-am apucat să citesc. Doamne, ce bine. Ok, bun. Deci, după și citești. Întărește stima de sine. Vezi că se ard pupicii cu cocos din bucătărie. Mă bucur că-ți place. Bun, hai să am înțeles. Ok. Nu, acum lăsând gluma la o parte, dacă nu faci tu într-o primă fază pentru tine, oricât aștepți de la ceilalți, nu o să vină, pentru că tu nu ai o bază solidă și tot ce aruncă celălalt, nu știu, atenție, dragoste, iubire și ce mai vrei tu, se duce, că e ca într-un sac fără fund. Spune-mi, te rog, ești fan Miley Cyrus? Știi piesa? Îmi place piesa, da. I can buy myself flowers. Exact, da. În zona aia acolo te duci cumva... Pentru că dacă nu ți le faci tu, nu o să le apreciezi și oricum nu o să le înțelegi de la celălalt. Plus că veșnic, ca și cu fericirea, când ți-o atașezi de altceva din exterior, când acel lucru pleacă, pleacă cu tot cu fericirea, cu iubirea. Eu m-aș întind de ca la psiholog aici, m-aș lăsa pe spate un pic așa. Da, acum vorbesc foarte serios, pentru că eu toată viața mea am așteptat ca din exterior să-mi vină fericirea, dragostea, împlinirea. Și în momentul în care se termină lucrul respectiv, a plecat și fericirea și echilibrul și absolut tot. Și cumva este calea spre viitoare dezamăgiri. Nu? Îți deschizi... Nu, nu m-am gândit la asta, dar
când vrei ceva și obții din exterior și pleacă lucrul respectiv, rămâi fără. Da, ok, înțeleg. Cred că mai mult rămâi cu tristețe, pentru că pierderea aduce tristețe. Înțeleg că nu vrei să te bazezi pe aceste lucruri și totuși când ești într-o relație cu cineva, îți dorești să dăruiești. Da, bineînțeles. Eu n-am spus că nu e bine să fii într-o relație. Nu aș vrea să nu înțeleagă nimeni lucrul ăsta. N-am spus așa ceva. E minunat să fii într-o relație. E minunat să fii într-o relație echilibrată și sănătoasă. Dar fericirea și echilibru și împlinirea vine din ceea ce îți dai tu, iar restul e un bonus și noi suntem făcuți să fim în relație. Avem nevoie de conexiune. Conexiunea și emoția pe care o simți din relație este ca hrana pentru suflet. Așa cum ai nevoie să mănânci ca să funcționezi, ai nevoie și de orele, de conexiune cu cineva ca să poți să îți hrănești sufletul și inima. Asta e o filozofie de viață foarte frumoasă pe care cumva Andreea a dobândit-o în timp și asta se face deoarece trebuie să treci prin anumite etape ale vieții. Mi-a plăcut foarte mult la tine tot timpul că ai fost asumată și că nu ai vrut să pari ceea ce nu ești de fapt. Tocmai de asta ești o inspirație pentru cele care ne urmăresc acum și în general pentru femeile din România. Aș vrea să ne spui cum putem să ne oferim noi înșine acea dragoste. Ce înseamnă mai exact? Se vorbește foarte mult despre această dragoste de sine și cum să mă iubesc. E foarte greu să ți-o dai, mai ales dacă nu o știi. Și atunci cum putem să facem este imitând dragostea pe care noi o dăm altcuiva. Și ne uităm, nu știu, la copil. E dragoste, da, e în principiu palpabil, necondiționată, da. Și știi foarte bine să o faci. Bun, cum te comporți cu copilul tău? Ce îi dai? Cum vorbești cu el? Câtă răbdare ai? Câtă atenție? Toate lucrurile pe care le faci cu copilul tău sau cu persoana pe care tu o iubești foarte tare, o faci, le imiți. Le imiți către tine, te pui tu în locul copilului. Vorbești cu tine ca și când ar fi omul pe care îl iubești cel mai tare, te porți cu tine ca și când, pentru că e foarte greu, iubește-te, așa, și cum, adică cum să mă iubesc? Exact, deci asta am vrut să te întreb ca să știm. Și cum fac asta? Ok, citesc 2, 5, 7 cărți. Nu e de ajuns să citești niște cărți sau să te duci la niște cursuri. E important să poți să le și faci, să le integrezi în viața ta. Așa, cu toții știm să avem relații sănătoase și echilibrate, cu toții știm să mâncăm sănătos, cu toții știm să fim zen. Când apar niște trigger, niște lucruri care ne declanșează ceva din interior, s-a dus naibii tot ce am învățat. Exact. Și atunci, da, să spun că e mai ușor să imiți un comportament până când îți intră în felul tău de a fi. Aș avea atât de multe întrebări, aș mai discuta despre subiectul ăsta două ore, dar trebuie, dacă tot avem un platou, să menționăm și faptul că ești un fashion icon pentru toată lumea care se uită acum la televizor. Și Lili știe foarte bine asta, am bârfit despre haine și mai devreme puțin. Da. Tu de unde ții inspirația? Tu, cum a ajuns mai Andreea degrabă Raicu? Este acest spirit pe care l-ai tu și ți l-ai însușit, este moștenit sau ai lucrat la el de-a lungul timpului și ai devenit ceea ce ești tu acum lucrând cu tine? Cred că în primul rând e moștenit, pentru că atunci când eram mică am fost expusă la lucruri foarte pe care mama, mătușa, bunica le considerau frumoase și, nu știu, mi-arătau cataloge cu opere de artă, haine frumoase, tot ce ținea de frumos. Și cumva atunci când ești expus la un lucru, ești mult mai dispus să te duci către el și cumva cred că era ceva și în mine pe care l-am educat. Și vine și din interiorul meu, pentru că, deși poate în momentul ăsta sau înainte nu se simțea, nu puneam foarte mult accent pe feminitate și a trebuit să învăț ce înseamnă să fiu feminină, pentru că trăim într-un moment în care femeile vor să arate cât de deștepte, puternice, potente sunt și atunci am uitat ce înseamnă să fii cu adevărat feminină și tocmai de aceea am făcut și un curs în zona asta, un curs de feminitate în care am expus toate lucrurile și pe care le-am experimentat în ultima vreme și un capitol din curs are legătură și cu felul în care ne îmbrăcăm, pentru că de foarte multe ori ne simțim mult mai bine în pantaloni, exact, în lucruri comode, în lucruri comode sau ne fac să ne simțim mai puternice când suntem în pantaloni sau... Că spui de asta, aș vrea să ne propui câteva piese must have pe care orice femeie ar trebui să le aibă în garderobă. Ține foarte mult de personalitatea fiecarei femei, dar cred că fiecare femeie ar trebui să aibă în primul rând câteva lucruri de bază pe care, în jurul cărora să construiești, pentru că mai ales acum suntem înconjoați de acest trend de fast fashion într-o lume în care industria modei poluează atât de tare, cumva de aceea și linia Amalin pe care am lansat-o se bazează pe piese pe care le ai și pe care nu trebuie să le schimbi în fiecare sezon. Sunt foarte versatile, nu țin cont neapărat de tendințe, ci te ajută să-ți construiești un stil clasic, ale căror piese poți să le porți oricând.
Lucruri care să nu iasă neapărat în evidență și să le poți contura sau să le să dai de accente cu accesorii. Să ai niște rochii pe care poți să, într-o zi poți să spui o curea, altă dată poți să spui un colier. Deci sunt lucruri de bază pe care trebuie să le ai orice garderobă, cei pantaloni negri și bej, o pereche de jeans care să ți se potrivească, cămașa albă, tricoul alb, rochița neagră, o pereche de stilet, o pereche de sandale. Andreea, mai avem foarte puțin timp și aș vrea să fie așa, cam o ultimă întrebare. Care este secretul frumuseții tale? Save the best for last. The best. Știi, înainte oamenii mi spuneau ce frumoasă ești, iar acum îmi spun ce bine mă simt în compania ta. Cred că are legătură cu faptul, sau sunt convinsă că are legătură, în primul rând, cu faptul că eu sunt bine cu mine și asta mă face să fiu, să nu mai am acea luptă care să se vadă și să, simțindu-mă bine și acceptându-mă pe mine, pot să-i accept și pe ceilalți și să-i fac să se simtă bine, prin pur și simplu simpla prezență. Noi ne simțim foarte bine, așa că de fiecare dată când simți nevoia că vrei să petreci ceva timp cu noi, ești invitat aici. Mulțumesc la noi. Foarte te așteptăm mult. Cu tot dragul. Niște gaze minunate. Mulțumim foarte pentru energie, că mulțumim tare mult pentru agenda fericirii, dar și voi trebuie să o găsiți și să vă scrieți aici. Să o completați. Mulțumim frumos, Andreea.